Odată ce începi să studiezi Cuvântul lui Dumnezeu sistematic, începi a-ți pune viața ta așa în standardele pe care Dumnezeu ne le dă pe paginile Sfintelor Scripturi. Acționând în aceste fapte, în fiecare zi tu, nu știu cum așa, îți dă o încredere că devii mai important pentru Dumnezeu ca ceilalți. Ceea ce este interesant că lucrul acesta este greșit. În ochiul lui Dumnezeu, noi toți suntem egali. Indiferent că suntem ca Pavel, ori suntem ca Barnaba, ori suntem ca orice altă creatură care este în lumea aceasta, suntem toți egali în ochiul lui Dumnezeu. Suntem creatura Lui și El pe fiecare dintre noi ne vede individual. Totul ce cere de la fiecare dintre noi este să fim smeriți. Să ne știm locul nostru, să ne știm talentul nostru și îndată ce îl aflăm, să acționăm potrivit cu chemarea noastră. Și ca să devenim în felul în care Dumnezeu vrea de la noi, anume să călcăm în fiecare zi în smerenie și să nu cerem nimic de la lumea aceasta ca să ne dea un onor oarecare, fiindcă curățindu-ne cu cuvântul lui Dumnezeu, noi putem să devenim un vas important în mâna lui Dumnezeu care ne poate folosi și poate să ajute societatea noastră ca să ne unească și să fim de folos tuturor celor din jurul nostru. Astăzi este ziua 297 și am citit din Ieremia, capitolul 50, versetul 11, până la capitolul 51, versetul 14, am citit din 2 Timotei, capitolul 3, versetul 1 până la 17 și am citit din Psalm, capitolul 119, versetul 89 până la 96. Acolo unde psalmistul din nou spune cât de sfânt este cuvântul lui Dumnezeu și drept. Și dacă tu îl începi a aplica în viața ta, atunci el îți dă o putere ca să poți lupta în fiecare zi. Spune că legea lui Dumnezeu este nemărginită, nu are limite și nu o poți pune într-un standard așa, asta e, ai definit-o și este ea. Este ca și dragostea. Dragostea nu are legi concrete în care tu poți să spui, gata, până aici este limita dragostei. Dragostea nu are margini, tot așa și legea, cuvântul lui Dumnezeu, este dragostea adevărată de care fiecare dintre noi are nevoie. Și în momentul când legea devine un idol al vieții tale, devine un Dumnezeu, și de fapt tu nu te închini lui Dumnezeu ca să împlinești ceea ce te cheamă Dumnezeu, dar să împlinești anumit legea aceasta și să o arăți în fața lumii, lucrul acesta tot este greșit. Și să nu lăsăm ca legea să fie mai presus decât Dumnezeu în relaționarea noastră cu societatea în care noi trăim. Dumnezeu trebuie să fie deasupra. Astfel ne cheamă psalmistul, ne îndeamnă pe fiecare dintre noi ca să arătăm cuvântul lui Dumnezeu că este important în societățile noastre, dar nu este mai presus ca Dumnezeu. Că odată ce legea va fi mai presus celui ce ne închinăm, înseamnă că legea va deveni Dumnezeul nostru. Dar Dumnezeul nostru ne cheamă la unitate, la dragoste și în momentul când noi vom scoate pe Dumnezeu din formulă, legea aceasta nu va lucra. Dumnezeu este centrul atenției și dacă Iisus Hristos nu este în mijlocul facerii binelui, în mijlocul căutării a înțelepciunii, în mijlocul tuturor cunoștinței, înseamnă că lucrurile celea nu au rost. Și de atâta mulți oameni în lumea aceasta spun că sunt atei, fiindcă ei nu vor ca Dumnezeu, ca creatorul lor, să fie parte din formula aceea. Ei vor să-și ia toți laurii lor. Dar, de fapt, Dumnezeu a creat toate legile lumii acestea și spune până în timpul de față le lucrează în slavă, în cinste și onoare. Odată ce am ajuns la cartea din 2 Timotei, așa nu știu cum parcă te aranjează tare frumos, te așează pe scaun și nu te face mândru, dar te pune în niște situații așa ca să-ți pui la încercare viața ta și să știi dacă ești plăcut în totalmente față de Dumnezeu. Vreau să dau citire de la versetul 1 până la 4. Spune, să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Și iată cum arată vremurile grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine,
vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăcerile lor decât de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de acești oameni. Astfel suntem îndemnați fiecare dintre noi, ca să ne îndepărtăm de oamenii aceștia care sunt hulitori, trufași, care îmblă după mersul lumii acestea. Și când te uiți la toate aceste caracteristici și îți pui întrebarea culminantă, oare tu faci parte din una din aceste caracteristici? Sau tu ești cel care te cercetezi în fiecare zi, te sfințești în fiecare zi? Unicul mod de a te sfinți în lumea aceasta este ca să studiezi Cuvântul lui Dumnezeu, ca să îl glorifici pe Dumnezeul tău și centrul atenției a vieții tale să fie Iisus Hristos. În felul acesta noi ne putem sfinți în fiecare zi. Și sfințirea este necesară de a-ți readuce aminte în fiecare zi că Dumnezeu există, că El este centrul vieții tale și prin El se fac toate lucrurile și se duc până la bun sfârșit. Astăzi, în versetul 16, ascultați două versete de aur care ne spune pentru ce este Scriptura. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu de folos ca să învețe, 1, să mustre și să îndrepte și să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Pentru aceasta sunt cuvintele acestea. Pentru ca noi să devenim mai buni. Să devenim buni pentru lucrarea lui Dumnezeu. Mă uit la Ieremia, profetul care a fost chemat și de Dumnezeu. Făcea tocmai cum Dumnezeu i-a spus. Indiferent de situațiile și circumstanțele pe care el trecea, oamenii îl făceau mincinoși, trădători, om care vrea să facă rău pentru poporul său. Avea un nume rău în fața oamenilor, dar el nu înceta să transmită cuvântul lui Dumnezeu. Și măcar că a ajuns de ocară, de nimic, este un vas de cinste în ochii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îl folosește cu toate cinstea. Te încurajez pe tine personal ca să calci în adevăr, să nu umble după știința lumii acestea, care nu duce nicăieri decât la pierzare. Credința în Dumnezeu are margini. Tu vezi, știi pe ce mergi. Credința în Dumnezeu sunt niște acțiuni în care tu trebuie să mergi în fiecare zi, roada Duhului Sfânt. Și dacă tu nu mergi în acele acțiuni, trebuie să-ți pui întrebare. Eu îți doresc o zi bună și ne vedem mâine.